având în vedere ce s-a întâmplat săptămâna trecută pe piața din Statele Unite și faptul că la sfârșitul săptămânii piața a început deja să intre în declin, la ce ne putem aștepta săptămâna care urmează? Un scurt rezumat pentru săptămâna care a trecut, întrucât ceea ce s-a întâmplat este fără precedent pe piața din Statele Unite. În luna ianuarie, dar mai ales săptămâna trecută, a apărut un short squeeze pe mai multe acțiuni care erau foarte tare shortuite de către fondurile de investiții americane, de către hedge fondurile din Statele Unite. Spike-ul cel mai mare de preț a fost pe acțiunile GameStop, un retailer de jocuri video care nu vinde online, ci are doar magazine fizice în mall-urile din Statele Unite și a fost lovit puternic de pandemie și de faptul că mall-urile au fost închise. Acțiunile acestui retailer au fost shortuite foarte puternic de către fondurile de investiții, hedge fondurile din mai multe hedge fonduri din Statele Unite, ajungând să aibă un short interest de mai mult de 140% din acțiuni, adică mai mult de 100% din acțiuni erau cu short interest. Totul a pornit de la un subforum de pe Reddit, Wall Street Bets, unde cumpărătorii individuali de acțiuni s-au grupat și au hotărât să facă o acțiune concertată împotriva acestor fonduri de investiții pentru a le determina să-și acopere pozițiile short și în același timp să le provoace și mari pierderi prin acest short squeeze. Nimeni de pe Wall Street nu credea că așa ceva s-ar putea întâmpla. Și acest lucru este ceva absolut fără precedent în istoria bursei din Statele Unite. Filmul evenimentului a fost următorul. Pe 22 ianuarie, userii din Wall Street Bets au inițiat acest short squeeze pe GameStop, ridicând prețul foarte puternic prin cumpărarea acțiunilor acestei firme. Acest lucru s-a întâmplat la puțin timp după ce Citron Research, un short seller celebru, prezicea că valoarea acțiunilor va scădea în viitor. Prețul a crescut cu mai mult de 6% până pe ianuarie 26 și volatilitatea crescută a făcut să fie oprit de mai multe ori de către New York Stock Exchange. Pe 26 ianuarie, după încheierea zilei de tranzacționare, Elon Musk a pus un mesaj pe Twitter, unde a spus un singur cuvânt, Game Stonks, și a dat un link către Wall Street Bets de pe Reddit, făcând această mișcare și mai celebră decât era înainte. Pe 27 ianuarie, cei de pe Wall Street Bets au reușit să pornească un short squeeze și pe AMC, o companie care se afla într-o poziție similară lui GameStop. Pe lângă aceste companii au mai fost și altele vizate, BlackBerry, Nokia, COS, arătând în final faptul că unde smulți puterea crește, e o zicală adevărată. În momentul acesta, forumul Wall Street Bets are aproape 7 milioane de membri, deci este o comunitate foarte numeroasă și cu mulți useri care au fost loviți foarte puternic de criza financiară din 2008, atunci când băncile și hedge fondurile au fost salvate de către guvernul Statelor Unite, dar
Investitorul individual a fost trăsat de izbeliște și mulți și-au pierdut locuri de muncă, case, copiii au avut de suferit. Deci cei care sunt acum pe forum, mulți dintre ei erau adolescenți în acea vreme și n-au uitat acea perioadă. Inițial, fondurile de investiții care erau pe poziții short au încercat să shortuiască și mai puternic pe GameStop, dar având în vedere că deja toate acțiunile erau shortuite, au trebuit la un moment dat să înceapă să cumpere ca să încerce să-și acopere pozițiile short, întrucât deja aveau parte de margini call-uri. Cel mai celebru dintre aceste fonduri este Melvin Capital, care a pierdut, nu se știe exact, dar mai multe miliarde de dolari și a trebuit în final să primească o infuzie de 2,7 miliarde de dolari de la un alt fond de investiții, Citadel, care este și cel prin care aplicația Robinhood își face tranzacționarea acțiunilor. Mulți dintre cei care au participat la această acțiune au cumpărat acțiunile prin aplicația Robinhood, iar pe 28 ianuarie Robinhood împreună și cu alte firme de brokeraj au oprit cumpărarea acțiunilor GameStop, permițând totuși vânzarea pozițiilor pentru cei care aveau deja acțiuni. Asta a dus în final la o scădere a prețului acțiunilor, întrucât hedge fondurile nu au fost restricționate niciun fel de la tranzacționare și în lipsa unei părți importante de investitori care cumpărau acțiunile, au reușit să dea prețul jos de la 400 și aproape 500 de dolari cât ajunsese, înspre 200 de dolari. Robinhood a fost acuzat de manipularea pieței și a fost reclamat la SEC. Inclusiv se pare că va avea de suportat mai multe class action suit-uri în justiția din Statele Unite din partea clienților nemulțumiți. În afară de Robinhood, care a fost prima firmă de brokeraj care a blocat tranzacționarea GameStop, după aceea au fost multiple alte firme, inclusiv Charles Schwab, TD Ameritrade, eToro și Webull. Webull în scurt timp a permis totuși din nou cumpărarea acțiunilor GameStop, iar Anthony Denier, CEO-ul Webull, a spus că ei au fost forțați să oprească tranzacționarea de către firma lor de clearing, care le-a cerut să aibă depozite mai mari pentru a face procesul de decontare a cumpărării și vânzărilor de acțiuni. Pentru cine nu știe, procesul de cumpărare și de vânzare de acțiuni e rămas la fel cu după cum era acum 40 de ani, doar că intervalul între care se decontează vânzarea sau cumpărarea acțiunilor s-a redus de la 5 zile la 2 zile. Ce asta înseamnă? Că eu, dacă astăzi am cumpărat acțiuni, procesul efectiv se termină abia în 2 săptămâni, în 2 zile de la procesul efectiv de cumpărare se termină în 2 zile de la din momentul în care eu am devenit proprietarul acțiunilor. La sfârșitul săptămânii trecute, după ce în tot cursul săptămânii au fost multe firme importante care au avut rapoarte financiare, toată piața a început să scadă. A pierdut deja cam 3% și este prima dată din octombrie în care
nu mai este pe creștere. Toată lumea se întreabă acum dacă asta este un moment în care, dacă acesta este un moment care prevestește începutul unui nou crash. Și rămâne de văzut ce se va întâmpla și săptămâna care urmează. Dacă, de exemplu, și Amazonul va raporta rezultate mai proaste decât se așteaptă piața, și la fel celelalte firme care vor urma să raporteze, s-ar putea să ca acest trend de descreștere să continue și să ajungem poate la un minus 10 sau 15% din față de nivelurile de la începutul lunii ianuarie. Există poate o corelare și cu ceea ce s-a întâmplat pe GameStop și pe celelalte acțiuni care au fost targetate de către cei de pe Reddit, în sensul că fondurile pentru care afectate de această criză, ca să poată să-și acopere pozițiile short, au nevoie de bani foarte mulți și sunt obligate să vândă deja acțiuni de la firmele celelalte care le au, eventual care le aduc profit, cum sunt Apple, Tesla și așa mai departe, AMD, Nvidia. Și acest lucru în final poate să ducă la o scădere, cel puțin temporară, a pieței cu pe ansamblu. Deci mai ales începând cu stocurile din S&P 500 și în principal cele din zona de tech, care au avut cele mai mari, unele dintre cele mai mari creșteri anul trecut. Deja ceea ce s-a întâmplat a determinat și implicarea unor politicieni. Se pare că pentru prima dată într-un foarte lung timp s-a ajuns ca și democrații și republicanii să fie pe poziții apropiate în ceea ce privește hedge fondurile. În acest sens, Alexandra Ocasio-Cortez de la Democrați și Ted Cruz de la Republicani se pare că sunt pe poziții asemănătoare, dar Alexandra Ocasio-Cortez a rejectat imediat mesajul de suport al lui Ted Cruz, adăugând că aproape că au omorât-o acum 3 săptămâni, în timpul insurecției de la Capitol. Problema care se pune de acum încolo este dacă se vor impune noi reguli cu privire la accesul la piața al investitorilor individuali sau totuși va fi regularizat mai bine felul în care fac tranzacțiile cei de la hedge fonduri, care au putut până acum mai pe tăcute să facă aproape ce au vrut. Deci ei de fapt au putut să manipuleze piața în felul în care le-a convenit lor și ei să câștige, iar investitorii individuali în mare parte au pierdut. Deci săptămâna viitoare probabil va aduce în continuare o volatilitate foarte crescută, iar cei care se gândesc să investească în continuare în GameStop, trebuie să fie cu foarte mare atenție. E posibil ca New York Stock Exchange să oprească de la tranzacționare GameStop-ul pentru chiar mai multe zile. Se pare că s-a cerut să fie oprită pentru 30 de zile, ceea ce ar aduce o problemă foarte serioasă pentru cei care rămân cu acțiunile cumpărate și banii blocați pentru această perioadă. Întrucât la reluarea tranzacționării s-ar putea ca prețul să fie mult, mult mai mic față de cel care există în acest moment.
Este posibil să vedem și o ofensivă din partea short-sellerilor, întrucât se pare că acțiunile rămân în continuare shortuite la nivelul de aproape 100%. Deci au scăzut de la 140% la 100%, dar 100% este încă enorm de mult și asta înseamnă că orică au apărut short seller noi între timp, care speră să facă bani acum de la 400 de dolari cât a ajuns prețul, 300 și ceva de fapt acum cât este în aftermarket, cât este acum după închiderea bursei. Sperând ca prețul să ajungă până la urmă în decurs de probabil câteva săptămâni înapoi în 10-15 dolari. Există și posibilitatea destul de serioasă ca ceea ce s-a întâmplat în luna aceasta să fie un moment de cotitură în ceea ce privește evoluția bursei americane și să se schimbe în final destul de multe referitoare la felul cum se fac tranzacțiile și cine câștigă și cine pierde în final pe bursă. Investitorii mici arătând că nu mai sunt cel puțin la același nivel cu cei de la hedge fonduri în ceea ce privește posibilitatea de a analiza piața și de a reuși să facă tranzacții de succes. După cum spuneau chiar câțiva analiști, având în vedere accesul actual la informații folosind internetul, mulți dintre investitorii privați sunt chiar la același nivel cu analiștii hedge fondurilor, iar e posibil ca unii chiar să îi depășească în capacitatea de a analiza ceea ce se întâmplă pe piață, pe acești analiști care uneori sunt închistați în tipare destul de vechi, cu care sunt obișnuiți de ani de zile. Deci, cel puțin pentru începutul săptămânii, estimarea mea, și este doar părerea mea personală, este că e posibil ca cel puțin luni piața pe ansamblu încă să mai aibă scădere, dacă volatilitatea se menține crescută în continuare pe aceste acțiuni și cei care sunt short sellers vor fi în final obligați să își acopere pozițiile short cu pierderi foarte, foarte mari pentru unii. Dacă earning reporturile de săptămâna viitoare vor fi în mare parte pozitive și se liniștește ceea ce se întâmplă pe GameStop și celelalte acțiuni, e posibil să începem să vedem o recuperare accelerată a scăderilor din săptămâna trecută și poate noi recorduri de prețuri pentru acțiunile firmelor mari de pe Wall Street. În acest video am folosit destul de mulți termeni specializați care se referă la piața de acțiuni. Nu am putut să îi explic aici, întrucât s-ar fi lungit mult prea mult. Pentru cei care nu știu ce înseamnă termenii care i-am folosit, specializați pe care i-am folosit în acest video și vor explicații mai amănunțite, vă rog lăsați-mi întrebările în comentarii și caut să răspund cât mai la obiect, astfel încât să fie clar tot ceea ce am spus aici. Îmi pare rău că n-am reușit nici să fac o traducere în română mai clară. Eu sunt obișnuit cu termenii din engleză și sunt obișnuit ca să citesc totul în engleză și termenii,
Deocamdată îi știu în engleză.